Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și apropo de lumea în care trăim, de țara în care trăim, până la urmă, am văzut ieri la știri întâmplarea din Timișoara, unde o familie încearcă să determine prin scandaluri niște vecini să le vândă apartamentul pe nimic și să plece. Deci îi terorizează una dintre... E o casă în care sunt mai multe apartamente. Uh-huh. Un bloculeț de asta acum. Nu știu, cred că are două etaje ceva. Și cât un apartament, presupun, pe etaj. Și unii dintre proprietari încearcă să-i determine pe ceilalți prin scandaluri și terorizare repetată de 20 de ani, înțeleg. Când ne plăce acolo. Da. Și ieri am văzut imaginile astea, domne, neucitoare, deci... Băia sunt dezlănțuiți, distrug proprietatea vecinilor, le vandalizează mașina, camera de supraveghere e făcută praf cu o bâtă, se înjură, sunt amenințări acolo și, mă rog, un agresor și spune nu o să facă nimic poliția. Filmarea a fost dată publicității de primarul Dominic Fritz, care a spus că familia respectivă este hărțuită de două decenii de către vecini din clanuri. Am citat aici, ca să-și vândă locuința, iar statul român nu intervine pentru protecția victimelor. Aici, mie mi se pare uluitoare rezistența acestei familii, totuși. Am văzut, erau niște declarații, era o doamnă mai în vârstă, care spunea de ce nu vrea să plece acolo, pentru că istoria familiei ei se leagă de apartamentul respectiv, de proprietatea respectivă. Femeia era evident șocată încă o dată, probabil, de ce i se întâmpla. Dar este de admirat, de respectat și ar trebui ajutată cumva această familie. Este de admirat felul în care rezistă agresiunii de atâția ani și nu vrea să dea înapoi în fața unei nedreptăți. Pentru mine asta este o lecție uluitoare și tot respectul pentru acești oameni și îmi pare extrem de rău, regret foarte tare că statul român nu intervine într-o astfel de situație. Adică, totuși, sunt niște cetățeni care sunt agresați acolo și statul nu face nimic. Și, apropo de statul român, în sfârșit să știți că a trecut de Camera Deputaților un proiect de lege care modifică codul penal și care ar trebui să vină în ajutorul celor care au probleme din cauza unor vecini turbulenți sau agresivi. Așadar, dacă această lege va fi promulgată, a trecut de cameră, acum merge la promulgare la domnul Iohannis, dacă această lege va fi promulgată, va fi posibilă instituirea de ordine de restricție față de cei care își agresează fizic sau verbal vecinii. Sunt curios cum funcționează asta în cazul celor care stau unul lângă celălalt. Ușă-nușă. Da, ușă-nușă. Teoretic ar trebui să funcționeze. Adică... E o curte comună. Cum faci ordin de restricție într-o curte comună? Că ăla nu mai trebuie să se mai apropie de tine. Cum faci? Da. Nu știu. De asemenea, citez tot din acest proiect, fapta prin care se tulbură folosința locuinței locatarilor dintr-un imobil se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă, presupun amendă penală. Deci tulburarea folosinței locuinței înseamnă, îmi imaginez în termeni juridici, că nu poți să stai la tine în casă. Normal, îți stai apa, curentul, îți vandalizează ușa, nu mai e o folosință normală. Probabil. Mă întreb dacă asta se referă cumva și la scandaluri, la muzică pusă tare, la miezul nopții, la 3 dimineața, că și asta e o tulburare a folosinței, nu mai poți să folosești locuința în liniște. Nu știu, aici cred că ar trebui să ne spună un avocat. Ai cu liniștea publică, știi, cu tulburarea liniștii publice, dacă dai muzica tare, adică acolo știu că există. Da. Nu știu dacă e liniște publică în interiorul imobilului, nu-mi dau seama, nu sunt avocat. Poate ne sună un avocat, dacă e vreun avocat, dacă ești pe recepție și ești avocat, sună-ne și explică-ne. 0372069599. La ce înseamnă tulburarea folosinței locuinței. 2. Tot din această lege, fapta prin care se împiedică folosința normală a locuinței se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Adică asta înseamnă că faci plângere la poliție și automat se deschide dosar penal. Eu asta înțeleg. Așa că aș vrea să vă invit, prieteni, să vorbim un pic despre situații de acest gen. Întrebări. Ați avut probleme cu vecini turbulenți? Poate nu așa grave. Adică poate nu s-a lăsat cu violențe. Dar chiar și așa. Oricât. Cum le-ați rezolvat? Dacă le-ați rezolvat, ce faci când ai un vecin cu care nu te înțelegi deloc? Ăla este nesimțit. Sunt la poliție. Face gălăgie, face mizerie. Da, asta e întrebarea a doua. Dom'le, va ajuta poliția vreodată într-un astfel de caz? Sau v-a ignorat?
Și, în fine, aș mai întreba și dacă închisoare pentru cei care tulbură folosința locuinței este o pedeapsă corectă sau e deja cam mult închisoare, adică dacă n-ar trebui să fie doar amendă. Da, astea sunt întrebări. Depinde, uite, asta de cazul de la care am plecat e un caz extrem. Da. Și n-ai de unde să știi ce e mai bine. Dar n-a făcut vătă mare corporală. A rupt o oglindă, a spart o cameră, i-a terorizat pe ea. Îl trimis la închisoare sau psihic, nu? I-a terorizat. 0372069599. Dacă ați avut probleme cu vecini turbulenți, ce ați făcut? Cum le-ați rezolvat, dacă le-ați rezolvat? Și dacă v-a ajutat cumva poliția sau dacă v-a ignorat? 0372069599. Da. Despre vecini turbulenți vorbim în dimineața asta și reacția statului. Acum aș vrea să fac o precizare, sigur, am văzut mesajele voastre, pe unele chiar nu le putem difuza. Vreau să precizez ceva. În fața legii în această țară, toți suntem cetățeni români. Așa se cheamă, indiferent de etnia noastră, dacă suntem români, maghiari, slovaci, romi și așa mai departe. Deci legea trebuie aplicată indiferent de etnie. Asta este lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Și de la asta trebuie să pornim. Vă rog. În Timișoara, zice Adi, o tactică veche, în acest mod au pus mâna pe diverse imobile centrale, cumpără un apartament într-o casă veche, după care terorizează vecinii ca să vândă sau să se mute. Deci s-a mai văzut. Dan, da. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Te rog, incidente cu vecini? Da. Eu nu o să vă povestesc incidente cu vecini, dar o să răspund la întrebarea aceea legată de eficiența intervenției poliției. Da. Avem o problemă cu o administratoră de bloc abuziv, aleasă prin acea metodă pe care probabil o știți, dezinteresul cetățenilor, și trezitul după aia cu administratoră de tipul ăsta. Da. Față abuziv dovedită, am intrat în proces cu ea, mă rog, sperăm să-l terminăm foarte repede, dar altceva vreau să spun. De foarte multe ori s-a cerut acel registru care dă numere de ordine pentru reclamații. Și evident că a fost chemată poliția a ena oară când acel registru n-a fost prezent. De fapt, poliția a fost chemată de vreo două ori și același răspuns. Noi nu știm legea asta, deci nu putem aplica. Am încercat să le explicăm că lipsa acelui registru este scurt. El trebuie să fie acolo și mai mult nu are voie să plece niciodată, nici măcar când programul de la asociație nu este. Doar că, mă rog, în situația și poliția asta... Poliția a spus că nu cunoaște legea. Da, nu cunoaște acel segment sau acea lege, da. Da. Da, adică... Am înțeles. Mulțumim, Dan. Mulțumim foarte mult. Da, vorbim și cu Alexandra. Da. Neața. Bună dimineața. Bună. Ok, situația pe care vreau să vă relatez este în legătură cu un vecin, Petre Căreț. A fost cam acum un an. A fost ceva de genul o petrecere, nu știu ce petrecere era, dar era joi seara. Deci puțin cam atipic, pentru că de obicei petrecere sunt un weekend. Cert este că la 12 noaptea zbârneau geamurile, realmente. Deci nici vorbă să ne putem odihni că a doua zi plecăm la serviciu. Oh, well, am sunat la poliție. Prima dată au spus că se vor duce în zonă, dar a trecut o oră, nimic. Promiseseră că sună înapoi. Și după aceea, când am sunat din nou, s-au dus acolo și m-au sunat apoi înapoi, deci se făcuse cam ora 1:30. Da? Și au spus așa foarte amical că, știți, doamnă, e o petrecere de nuntă. Asta e viața, e o petrecere de nuntă. Asta ce faci. Da. Petrecere, mi-aduc aminte de experiența de la Venus. Da. Cu petrecerea de nuntă. Dar tu ai sunat la poliție atunci? Am sunat la poliție, da, am sunat la poliție. M-au ignorat, da, nu. Au zis, da, bine, ok. Am trătit telefonul în nas. Salut, Radu. Salut. Neața. Am și eu o situație de povestit în pandemie cu vecinii mei pe Trecăreți și weekend de weekend, sâmbătă și duminică, ascultau manele, dar... manele peripit, aceeași plângere tot timpul în muzică și tot așa. Am sunat la poliție. Era heavy rotation. După ce i-am rugat să dea muzica mai încet și mi-au zis nu vreau, asta vreau să fac eu. Am sunat la poliție, poliția n-a venit. Am sunat la 1-2, poliția a venit și l-a spus să dea muzica mai încet. Doar că petrecerea era în pandemie și erau vreo 20 și restricțiile încă funcționau. Poliția nu și-a făcut treaba niciun fel. Are o timiditate poliția asta, nu înțeleg de ce. Deci sunt situații evidente. Are așa niște timidități incredibile.
În unele cazuri. În unele Dacă cazuri. Veneau la tine, nu cred că erau așa timizi. Ioana, bună dimineața! Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bună! Eu sunt să vă relatez un cazul mamei mele care îmi locuiește în Satul Mare, în zona istorică, în centrul istoric al orașului, la nici 200 de metri de poliția județeană. Toate întâmplările relatate de antevorbitorii mei sunt complet cunoscute. Început cu 2017, în curtea vecină a casei mele, rețineți, în zona istorică, una dintre notabilitățile orașului, ca să zic așa, a construit o sală de evenimente. Nu în botezuri, așa, fără autorizații, fără avize, fără absolut nimic. Noi avem adrese din 2017 de la primărie și de la Inspectoratul de Stat în Construcții, care ne scriau negru pe alb că acele imobile se ridicat fără autorizații de construcție. Și nu se întâmplă nimic. Fără a se elibera devenții de funcționare, poliția locală, poliția județeană venea, în cele mai bune cazuri veneau și constatau, i-au amendat de 2 sau de 3 ori, dar ulterior acele amenzi au fost contestate în instanță și evident că poliția sau, mă rog, cine a amendat a pierdut pentru că nu aveai pe cine amenda, dați în faptul că... Deci Satul Mare fără câini, asta se înțelege, nu? Satul Mare fără câini, fără fiscalizare, fără nimic. I-a machinat în instanță și atunci au început să-și pună actele în ordine, dar, mă rog, cu dreptate, cu legea în mână, vom câștiga. Da, umbli cu capul spart. Mulțumesc foarte mult, Ioana! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.